Borta vântului, de Mihai Eminescu. Era odată un om sărac, sărac de tot, și avea o mulțime de copii. Acum, vedeți voi, dragii mei, era în vremea foametei. Și el a muncit vreo săptămână pentru un căuș de grăunțe. După ce a primit grăunțele, s-a dus la râșniță cu dânsele. După ce le-a râșnit, a ieșit afară cu căușul cu făină și dintr-o dată s-a pornit o furtună mare de tot, care i-a luat toată făina din căuș. Iar el strașnic s-a mai mâniat. Nu mă las eu așa cu una, cu două. Și face repede un șumuiac de paie și pornește la drum. Pe drum se întâlnește cu un alt om care îl întreabă: unde te duci cu metre? Mă duc să astup borta vântului că mi-a luat făina din căuș. Da, unde vei găsi tu borta vântului, măi, omule? E, unde a fi, acolo mă duc și o voi găsi. Mergând el, mult, mult de tot prin lume, l-a ajuns din urmă pe Dumnezeu și cu el se afla și Sfântul Petru. Pentru că, vedeți voi, dragii mei, pe vremea aceea încă mai umbla Dumnezeu pe pământ. Da, unde te duci, omule? Mă duc să astup borta vântului că mi-a luat toată făina din căuș. Dar Dumnezeu i-a zis așa: omule, nu te mai duce, n-ați o nucă, dar până acasă să nu zici nucă, deschide-te. Întorcându-se el înapoi, a noptat, a ajuns la un han și la un om și l-a rugat să-l primească să doarmă acolo peste noapte. Dar de unde vii, bade? Îl întrebă omul celălalt. Mă duceam să astup borta vântului și am întâlnit un nebun pe drum și mi-a dat o nucă și mi-a zis să nu zic până acasă nucă, deschide-te. Ce o mai fi și asta, păi eu nu știu. Femeia omului, vicleană, ia o nucă în mână și zice: ia să-ți văd nuca. Și schimbă nuca omului. Și pe urmă se duce într-un ocol și zice: nucă, deschide-te. Dacă o zis acestea, atâtea vite ce au ieșit din nuca aceea, și oi, și cai, și o bogăție întreagă, știma ta, putere dumnezeiască. Și se duce omul nostru a doua zi acasă și spune: nucă, deschide-te. Nuca, de unde să se deschidă? Hai, bată-mi-l Dumnezeu pe vânt și pe moșneagul cela care m-a păcălit. Mă duc să astup borta vântului și dacă îl prind pe moșneag, îi trag o bătaie căci m-a păcălit. Ajunge iar pe Dumnezeu din urmă și Dumnezeu, știți, putere dumnezeiască, acum era altfel la față și nu l-a recunoscut omul cel sărman. Dar unde te duci, bade? Să astup borta vântului și să ucid pe moșneagul cela care m-a viclenit și m-a păcălit. N-ați, bade, un măgar,
dar să nu zici până acasă, măgar baligă-te. Noi zice. Se întoarce el iar pe la omul cela care îi dăduse prima oară de mâncare, iar omul după ce îl ospătează și îi dă vin să beie, omul nostru, sărmanul, se îmbată și adoarme pe laiță. Însă, ce credeți că face omul ce l-a ospătat? Ei bine, schimbă măgarul cu altul cumpărat. Omul nostru sărman a doua zi se scoală, ia măgarul și se duce acasă și zice: măgar, fă bani! Măgarul de unde? Și atunci omul apucă un drug și îl bate pe bietul măgar până îl lasă jos. Acum nu-l mai iert eu pe moșneagul mincinos. Se pornește deci să-l întâlnească din nou pe moșneag și să astupe și borta vântului. Și iar îl întâlnește pe Dumnezeu. N-ați bade o cârjă, dar să nu zici până acasă cârje, încârjește-te, ai înțeles? Omul nostru ia cârja, se oprește din nou pe la cel ce-l ospătase și prima și a doua oară, iar omul cela îi dă și mai strașnic ospăț și îl sfătuiește orice, numai să stea un pic locului, să bea bine, să se odihnească, să poată să adoarmă și ei să ia cârja și el și nevasta lui și să vadă ce puteri o mai avea. Și se sfătuiesc ei că de data aceasta, după ce or vedea cârja și puterile ei, să-l omoare pe om, ca nu cumva acesta să-și dea seama că a fost păcălit. Acu zice omul femeii: măi femeie, noi hai cu cârja în beci și să închidem ușa și să zicem cârjă, încârjește-te. Și unde începe, dragii mei, cârja să-i bată și să-i zdrobească, până când se trezește și omul nostru adormit. Și atunci cei doi se roagă de el și îi spun: măi bade, ți-om da și măgar și nucă, numai te rugăm, scoate-ne de aici. Acu omul, când a aflat adevărul, i-a lăsat de i-a bătut cârja și mai bine. După care și-a luat măgarul, cârja și nuca și s-a pornit spre casă. Și așa s-a făcut omul nostru de bogat, de a ajuns vestea până la împărat. Atâția bani avea el, de a semănat și a crescut grâu de aur. Acum împăratul, dacă a auzit de unele ca acestea, a trimis doi mesageri la omul nostru să-i dea și lui sămânță de aur să semene și împăratul. Să spui împăratului că nu vreau să-i dau, să văd ce mi-a face. Împăratul, când a auzit așa ceva, strașnic s-a mai mâniat și a pregătit o știre să se ducă cu război asupra lui. Și vedeți voi că împăratul era în frunte, deh, ca fiind cel mai mare și mai tare. Și-a venit până la ușa omului și a strigat să iasă afară. Și omul nostru, deși avea bani mulți, tot cu straie de ale noastre era îmbrăcat, adică cu straie românești.
El puse cârja sub suman și ieșise afară din casă. Acum păratul, cu atâtea mii de oameni după el, i-a fost rușine singur văzându-l pe om să se lupte. Și a zis: omule, arată-ți tu întâi puterea. Bine, împărate, spuse omul, cârjă încârjește-te la tot soldatul câte două și la împăratul nouă. Și i-a bătut cârja pe soldați și pe împărat, de s-a dus vestea în întreaga lume și s-a dus și împăratul la palatul lui și a rămas omul nostru în pace și a trăit bine. Să dea Dumnezeu să trăiască și copiii mei tot așa.